Femeia se îndrepta către un magazin din localitate pentru a face cumpărături. La un moment dat a fost acroșată de un autoturist condus de un localnic. După impact, femeia a picat ca secerată, iar bărbatul a așezat-o în scara unui bloc până la venirea ambulanței. A dat cu spatele o mașină și m-a rupt cu portbagaj. Și m-a trântit la pământ și m-a rupt și eu după. Așa e limită, că n-a știut să dea încet, știi? Era un bătrân, nervos, ridat. Și te uiți, doamne, să vezi aici în spate pe cineva cu niște comenzi, dat așa brusc, să dai înapoi. Femeia spune că bărbatul nu a vrut să își recunoască fapta. În timp nu vrea să recunoască. Dar eu l-am știut cine este și măcar atâta lucru recunoaște ce ai făcut. Că te cunosc. Bătrâna a fost transportată la spitalul din Câmpul Lung pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au demarat cercetările în acest caz pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, cu atât mai mult cu cât șoferul nu recunoaște că ar fi lovit-o pe femeie.